Thank you.
Voastre mari poveri, aici e locul unde se coboară acel ce poate să dea mânegâieri. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. Veniți aici, sărați din lumea întreagă, să vă îmbogățească Dumnezeu, căci mântuirea-i darul fără plată. Iisus muri pe cruce în chinul greu. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. Veniți aici, voi toți robiți de patimi,
legați cu lanțuri grele de nespus. Veniți aici, la cortul întâlnirii, să vă elibereze azi Iisus. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. Veniți cu drag, voi călători din lume, aici există o cale către cer. De aici pornește drumul către soare, vă cheamă azi Iisus Emanuel. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har și de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. Domnul să te ajute. Iubiți frați, vreau să vă salut în numele Domnului nostru Iisus Hristos și fiindcă suntem la începutul anului 2024, din suflet să vă urez ca anul acesta să fie pentru dumneavoastră un an binecuvântat. Dumnezeu să vă împlinească toate planurile dumneavoastră bune și toate aspirațiile și dorințele bune pe care le aveți să găsească împlinire în Dumnezeu. Mă bucur că sunt în dimineața aceasta cu dumneavoastră, la un moment oarecum de celebrare, de sărbătoare, a unei istorii foarte frumoase pe care ați parcurs-o până azi. Dumnezeu să fie slăvit pentru modul în care a lucrat în Biserica Noua Speranță, Zalău, și Dumnezeu să continue să lucreze mai departe, în felul său și după harul său și bogăția harului său cu toți cei credincioși din această biserică. Și eu am așa încă emoțiile unei frumoase sărbători pe care am avut-o în urmă cu două săptămâni. Suntem în cadrul Bisericii Pentecostale Renașterea din Cluj, cea mai nouă biserică pentecostală. Avem doar un an jumate, să zic, de istorie de trecut, am experimentat multe lucruri frumoase. Ultimul pe care l-am experimentat a fost faptul că am amenajat un spațiu de aproximativ 350 de metri și în condiții de lux, moderne. Și în urmă cu două săptămâni am inaugurat acest spațiu, a fost conducerea cultului pentecostal împreună cu noi, prietenii noștri, Valer și familia lui. Și ne-am bucurat în felul nostru, după posibilitățile noastre, și slăvim pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dumnezeu ne așează acolo unde consideră că este nevoie, cu toate că sunt de 4 ani în pensie, ultimii 2 m-au solicitat, poate mai mult decât 25 de ani cât am fost păstor în activitate. Dar slavă lui Dumnezeu! Aș vrea în dimineața aceasta să avem o sfântă meditație
legat de o evanghelie și mai ales un evanghelist îndrăgit, ca să ne inspirăm să știm ce presupune și ce implică slujirea creștină. Vă invit să vă ridicați în picioare. Dacă aveți Biblia, haideți să urmărim Evanghelia Matei, capitolul 9, versetul 9, pagina 932, să ascultăm aceste cuvinte ale Domnului. Matei 9:9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când se dea Iisus la masă în casă, iată că a venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățat ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Vă invit să vă așezați. Iubiți frați, tot ce înseamnă pentru noi viața de pocăință, de credință, de biserică, viața spirituală, slujire creștină, gravitează în jurul acestor trei cuvinte care formează o scurtă propoziție. Vino după mine. Vino după mine. Pe calea credinței putem să fim dezamăgiți, decepționați, să trăim anumite decepții și drame. Am putea să fim dezamăgiți de oameni, de slujitori, de lideri. Dragii mei, singurul care nu ne va dezamăgi niciodată, acum și în viitor, este Domnul nostru Iisus Hristos. Singura persoană din universul acesta de care merită să-ți legi viața, este Domnul Iisus Hristos. S-ar putea în viața aceasta să fii dezorientat, s-ar putea să fii descurajat, dragii mei, s-ar putea să trăiești anumite frustrări. Singurul care nu ne va dezamăgi este Iisus, pentru că singurul care ne iubește cu adevărat este El. Noi în viața aceasta avem parte de iubire și cei apropiați de regulă ne acordă fiecare iubire. Însă vreau să vă spun că fiecare, absolut fiecare, mamă, tată, frate, surori, soție, soț, copii, urmăresc un folos din iubirea pe care ne acordă. Iisus nu ne iubește de dragul Lui. Iisus ne iubește de dragul nostru. De aceea este singurul de care merită să ne legăm. Și este singurul care nu ne va decepționa, nu ne va descuraja și nu ne va dezamăgi niciodată. Slăvit să fie numele Lui. Pentru că El ne iubește pentru binele nostru. Cine înțelege acest lucru, dragii mei, va trăi fericit. Va fi scutit de suferință. Va avea o înțelegere superioară multora. Și vă invit în dimineața aceasta să vedem care sunt implicațiile acestor cuvinte. Vino după mine. Preliminar aș dori să spun câteva lucruri. Vreau să vă spun că viața și activitatea Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum este prezentată în Evanghelie, de la naștere și până la înălțare, poate fi împărțită în patru capitole distincte.
Patru preocupări le-a avut Domnul în misiunea sa mesianică pe pământul acesta. În primul rând, a venit să proclame împărăția lui Dumnezeu. Acel vis, acea aspirație, acel ideal înalt al poporului Israel, împărăția lui Dumnezeu. Și de la început a venit să propovăduiască spunând, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. A doua preocupare a Domnului nostru Iisus Hristos a fost să învețe. El a fost, așa cum îl prezintă Evangheliile și îl confirmă istoria, cel mai iscusit, cel mai ilustru învățător cunoscut vreodată pe planeta aceasta. El învăța de la Dumnezeu pentru oameni. El vorbea de la Dumnezeu pentru oameni. Și calitatea de învățător era recunoscută și de prieteni și de dușmani. Nimeni n-a învățat vreodată ca el. A treia preocupare a Domnului nostru Iisus Hristos a fost să cheme și să formeze ucenici. Așa cum vedem, a luat oameni neformați, deloc formați, tocmai ca să-i poată forma. Pentru că există un principiu, odată format, pentru totdeauna deformat. Iisus a luat 12 oameni neformați, ca să-i formeze în felul său. Și a trecut prin toate experiențele posibile ale vieții. Pedagogia lui, felul lui de a forma oameni, a făcut totul diferită de cea rabinică sau filozofică din vremea lui. I-a trecut prin toate experiențele vieții și i-a făcut părtaș la toate trăirile și experiențele pe care le-a avut Fiul lui Dumnezeu pe pământ. A patra preocupare a Domnului nostru Iisus Hristos a fost să demonstreze această împărăție a lui Dumnezeu pe pământ. Este o împărăție reală, activă și prezentă. I-a trimis pe ucenici în lume și le-a zis, duceți-vă, înviați pe morți, vindecați pe bolnavi, curățați pe leproși și spuneți oamenilor că împărăția lui Dumnezeu este aici, s-a apropiat de ei, este activă, este prezentă. Și este posibil de atins. Adică, în dimineața aceasta ne restrângem și ne gândim sau medităm la acest aspect al formării de ucenici. Cel mai important lucru. Și îl luăm ca model pe Matei. Matei, care se pare că primul nume al lui a fost Levi. Levi Matei. Este cel de-al cincelea ucenic chemat în ordinea chemării pe care l-a făcut-o Iisus. Levi era primul nume, se pare, și al doilea nume, Matei, e posibil să îl fi dat Iisus, pentru că avea practica aceasta de a-i reboteza, a-i redenumi pe ucenici. Sensul cuvântului Matei este, sau semnificația cuvântului este darul lui Dumnezeu. Și după 2000 de ani vedem că, într-adevăr, Matei a fost darul lui Dumnezeu. I-a lăsat cea mai frumoasă carte, Evanghelia Matei. Această carte am aflat că este cea mai citită carte din toată literatura universală a lumii noastre. Miliarde de oameni au citit Evanghelia Matei. Este numită Evanghelia Împărăției pentru că foarte frecvent este numită Împărăția lui Dumnezeu în această Evanghelie. Și ne-a lăsat această comoară, acest dar dumnezeiesc, această Evanghelie mântuitoare, prin intermediul căreia mulți oameni l-au aflat pe Dumnezeu, s-au mântuit și s-au salvat. Matei a fost vameș. Și știm că această categorie socială sau profesională era cea mai disprețuită, exclusă din orice drept religios sau chiar social al societății iudaice. Vameșii erau așa cum este de multe ori asocierea aceasta cu prostituate, așa, femeile păcătoase. Vameșii erau ultimii oameni și momentul când a ales să fie vameș, în momentul acela s-a asumat acest stigmat de om de nimic, de ultimul om, de om fără drepturi în
religia iudaică. Omul acesta, dragii mei, Levi, Matei, într-o zi a avut marele har să îi se facă această chemare direct de către Domnul Iisus Hristos. Matei sau Levi, vino după mine. Vino după mine. Și spre surprinderea noastră, dragii mei, citim, mai ales în Luca, capitolul 5, este prezentată de la versetul 27 la 32 și versetul 28 ne spune că vamejul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Vamesul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Și din momentul acesta, dragii mei, istoria vieții lui s-a rescris. Din acest moment, dragii mei, omul acesta a trăit o experiență inedită. Și aș vrea să vedem primul aspect. Dragii mei, mântuirea lui Dumnezeu este o mântuire universală. Pentru că jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, s-a obținut, s-a dobândit o răscumpărare veșnică pentru cei ce au fost, pentru cei ce sunt și pentru cei ce vor fi. În baza acestei jertfe, toți oamenii care au trăit vreodată pe pământul acesta pot să fie mântuiți. Se estimează că aproximativ 130 de miliarde de oameni de la Adam până la noi au trăit pe pământul acesta. În baza acestei jertfe unice a Domnului nostru Iisus Hristos, toți oamenii, prin credință, pot să fie mântuiți. Dar, pe lângă această chemare universală pentru toată lumea, există o chemare personală. Și prima implicație a unei mântuiri autentice este aceasta. Chemarea lui Dumnezeu, chemarea Domnului Iisus Hristos, este o chemare personală. Fiecare om este chemat de Dumnezeu în mod personal. Pentru că există un principiu. Împărăția lui Dumnezeu se formează cu câte un om odată. Chiar dacă 1000 de oameni se convertesc în același timp, fiecare din cei 1000 de oameni au și trebuie să aibă o întâlnire personală cu Iisus Hristos și fiecăruia îi se adresează această chemare personală. Vino după mine. Indiferent cine ești, indiferent de unde vii și încotro te îndrepți, indiferent ce trecut ai, indiferent cât ești de păcătos, uitați-l la vamesul acesta. El își accepta statutul acesta. Vameșii erau cei mai urâți oameni. Pentru că cine erau ei? Evrei? Care colectau bani de la evrei și dădeau la romani. Niciodată un evreu așa ceva n-ar accepta. Ei de la origine au știut că sunt oamenii care colectează bani pentru ei. Au făcut-o, fac și vor face întotdeauna. Dar nici de cum să dea bani la alții. Iar tot aceștia care se puneau în slujba romanilor erau oameni disprețuiți. Erau oameni excluși din orice drept religios. Matei era un astfel de om care și-a acceptat această condiție. Dar în moment și în ciuda faptului că era disprețuit, totuși, din punct de vedere material sau financiar, o ducea bine. Avea condiții de viață excelente. Faptul că imediat a recurs la un ospăț, de fapt, vamesii asta, cu asta își împlineau și își construiau bucuria, făceau frecvent o specie. Chefuiau, că aveau bani. Și un astfel de om, într-o zi când s-a întâlnit cu Iisus Hristos și privirile lor s-au întâlnit și Iisus i s-a adresat în mod personal, vino după mine, și-a asumat tot riscul acestei chemări.
și a ales să meargă după Iisus. Pentru că, dragii mei, omul acesta a realizat că cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în viața aceasta unui om este Dumnezeu să-ți facă o chemare personală. S-ar putea să fie aici oameni care mă aud. Sunt 100% sigur că Dumnezeu și azi și aici face o chemare personală cuiva. Îl cheamă după el. Vino după mine. Ascultă-mă bine. Nu contează în ce direcție se duce biserica ta. Liderii tăi, slujitorii tăi, prietenii tăi, societatea în care te miști. Nu contează. Un singur lucru contează. Ridică-te și du-te după Iisus. Vamesul, spune Scriptura, s-a ridicat și a mers după Iisus. Chemarea lui Iisus devine valabilă și devine activă în momentul în care există un răspuns din partea omului. Dacă Matei nu s-ar fi ridicat, ar fi rămas pe bancă, ar fi rămas pe scaun acolo la vamă, ar fi continuat să fie vames până la bătrânețe, se pensiona cu pensie specială și n-avea nicio problemă de viață, poate nici urmașii lui. Dar oare la atât se poate rezuma sensul vieții, scopul trăirii noastre pe pământ? Oare doar atât poate să ne ofere planeta aceasta și viața aceasta? Există ceva superior. Și asta înseamnă Dumnezeu să te cheme să-L urmezi. Iisus să-ți facă o chemare personală. Vino, vino după mine. În al doilea rând, o chemare, chemarea lui Iisus implică o schimbare. Noi vrem să mergem după Iisus, ne propunem, promitem și ne angajăm. Și foarte bine. Dar trebuie să fim conștienți că în viața noastră trebuie, în mod imperativ, să aibă loc o schimbare. Matei s-a schimbat. Ați auzit ce am citit în final. Duceți-vă și învățați versetul 13, ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Chemarea lui Iisus este o chemare la pocăință, la schimbare, la noire. În al doilea rând, chemarea aceasta, dragii mei, presupune o schimbare. Și de multe ori o schimbare radicală. Radicală. Se spune că un pastor într-o duminică s-a dus la biserică. Ca noi. Asta. Și undeva a văzut un om căzut, biat, murdar, într-un hal de nedeschis. Avea intenția să-l ajute, dar nimeni n-a știut cum, ce să facă cu el. Până la urmă, a renunțat, s-a văzut de drum. Și în timp ce mergea, a auzit o voce. Deci, rectific. S-a îndepărtat de omul acela și în sinea lui a zis, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu-s ca omul acesta. E clar, era o diferență mare. Și apoi imediat a auzit o voce. Știi care e diferența dintre tine și el? Și el a zis, care? Eu sunt diferența. Dumnezeu face diferența între un om și altul. Eu sunt diferența. Că dacă nu mai avea pe mine, și tu ai fi ca el. Dragii mei, această schimbare evidentă, radicală, această noire, dragii mei, nu se poate face prin mijloace religioase. Și numai Dumnezeu o poate face. Când am acceptat chemarea lui Iisus, dragii mei, primul pas pe care trebuie să-l facem este să experimentăm schimbarea, înnoirea, să devenim altceva. Matei s-a schimbat. Nu l-a interesat din ce va trăi.
Nu l-a interesat că nu mai va primi niciun ban. Nu l-a interesat ce zice gura lumii. Ce ciudat! S-a făcut vameș. A știut ce se asumă. Dar de dragul banilor a zis, o fac. Și era criticat de toată lumea, disprețuit de toți, exclus de la orice. Acum s-a lăsat de vamă. S-a pocăit. Și lumea a început să bârțească pe la geamurile lui, să zică, stă și mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Cu lumea nici cum e bine. Ascultă-mă. Dacă ești ceea ce ești, lumea te critică, te bârfește. Lumea te condamnă. Dacă te schimbi, lumea te va condamna și mai tare. Lumea te va bârfi în continuare. Așa că te invit, nu ținea cont de gura lumii. Ascultă de Iisus, tu vino după mine. Chiar dacă toată lumea aceasta se opune, tu vino după mine și nu te lăsa intimidat și descurajat de gura lumii. Matei a depășit momentul acesta. Nu l-a interesat ce zice lumea, pe el l-a interesat ce zice Iisus și a pornit după Iisus. Al treilea lucru, a treia implicație, dragii mei, în chemarea lui Iisus este o bună mărturie. Să ai o bună mărturie. Să te interesezi de mărturia creștină, mărturia lui Iisus. Imediat cum s-a întors și a plecat după Domnul, Matei îi se spune aici că s-a gândit în mod strategic. Deja era pătruns de un puternic simț misionar. Ce să fac? Omul care a trăit o experiență autentică de întoarcere la Dumnezeu, de naștere din nou, de schimbarea vieții, nu rămâne indiferent față de sufletele altora. Dar vă știu ce am să fac. Organizez un ospăț, cheltuiesc eu de la mine. Vă rog să întoarceți în Matei, în Luca, în capitolul 7, și să citim exact cum scrie aici, versetul 29. Levi i-a făcut un ospăț mare la el acasă și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Levi a făcut lui Iisus un ospăț. A spus, dragii mei, gata, m-am pocăit, mă mormântez, nu știu cum să mai zic așa când se pocăiește cineva. Deci, dau un ospăț de adio, ultima beție, ultimul chef, gata, cu asta punem capac, ultima țigară. No. Matei a spus, am să fac ceva măreț. Am să cheltuiesc din banii pe care mai am, organizez un ospăț, îi dau ospățul acesta în numele lui Iisus și invit toți prietenii mei, toți vameșii din Capernaum, toți să vină și să expui la Evanghelie. Și a adus în casa lui și a expus la Evanghelie, pentru că un om care primește chemarea lui Iisus și începe să pășească pe urmele lui Iisus, este un om pasionat de Evanghelie, de misiune, de răscumpărarea sufletelor a cât mai mulți oameni. În perioada anilor 1801-1809, în America era președinte Thomas Jefferson și într-o parohie evanghelică, protestantă, a fost instalat un păstor, un episcop nou, tânăr, dar un orator de excepție. Președintele a aflat de acest tânăr episcop, un foarte bun orator, că s-a exprimat dorința să meargă să-l audă. Și episcopul mai bătrân îi spune celui tânăr, au vrea să spun ceva. Zice, vine președintele, trebuie să ne pregătim, să-l primim cu se cuvine, dar vezi că tu ești ca stropul la gură,
Să nu cumva să te scapi, să zici ceva și să-l zignești pe președinte. Să fii mai elegant, mai sobru și mai atent. Bine. Și am început slujba și acest episcop a început să predice, așa cum era felul. La un moment dat se oprește și zice, avem onoarea în ziua aceasta să fim vizitați de președintele Statelor Unite, domnul Thomas Jefferson. Aș să vă spun că în ciuda faptului că președintele nostru face multe lucruri bune pentru America, este un om păcătos, care are nevoie disperată de mântuire. Dacă nu te pocăiește, va merge în iad. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Toată lumea s-a speriat. Am înțeles că episcop bătrân i s-a făcut rău. Și s-a ridicat în picioare președintele și a spus așa. Dragi credincioși, episcopul dumneavoastră are dreptate. Și mă bucur că am venit în ziua aceasta în acest loc și să întâlnesc un om căruia îi pasă de sufletul meu. Și vreau să vă spun că dacă aș avea 10 ca el, a schimba America. Suntem prea indiferenți față de sufletele oamenilor. Un om care merge după Iisus este un om cu o sfântă pasiune să evangelizeze, să mărturisească și să expună oamenii în fața cuvântului lui Dumnezeu. Matei a fost un astfel de om. Matei a fost omul care nu s-a mulțumit că el urmează pe Iisus, ci s-a dorit și alții, și toți din anturajul lui vechi, să-L cunoască pe Iisus Hristos, să se mântuiască. Pentru că un om care merge după Iisus iubește pe păcătoși. Este un om al milei. Așa cum a spus Domnul, milă voiesc, nu religie. Milă voiesc, nu religie. Așa că vă rog, dragi credincioși, dumneavoastră care aveți un parcurs atât de frumos până aici, exprimați milă în relațiile pe care le aveți cu oamenii, compasiune pentru sufletele lor, faceți tot ce vă stă în putere ca să-i mântuiți, să-i salvați, să-i smulgeți ca din foc, pentru că oamenii au nevoie de așa ceva. Și aceasta este menirea noastră aici, în lumea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În al patrulea rând, chemarea lui Iisus implică suferință. Implică suferință. Și acum o să ne explicăm de ce nu se înghețe lumea. De ce nu răspunde aceste chemări? Când Iisus te cheamă, de ce nu te ridici? Chemarea lui Iisus ar fi rămas o vorbă goală dacă Matei nu s-ar fi ridicat. Dar în momentul când s-a ridicat, această chemare a avut efect și a făcut efectul. Dar chemarea aceasta, dragii mei, implică suferință. Matei a fost omul care a ales să meargă după Iisus, indiferent de consecințe. Și în problema aceasta, dragii mei, aș vrea să observați dintr-o altă evanghelie. Evanghelia Luca, capitolul 9, sunt aici trei oameni care și ei au primit chemarea vino după mine. Și haideți să ne uităm în Evanghelia Luca, în capitolul 9, de la versetul 57 la 62, cum știți, sunt trei oameni. Primul zice lui Iisus, te voi urma oriunde vei merge. Al doilea i-a zis Iisus, vino după mine. Și al treilea
Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să iau rămas bun de la ei mei. Și sunt trei aspecte puse în această Evanghelie care trebuie să se lămurească fiecare om care alege să meargă după Iisus. În primul rând, o motivație corectă. O motivație corectă. Primul om îi spune lui Iisus, în baza chemării pe care a făcut-o Iisus anterior, că fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, a spus, Doamne, eu te voi urma oriunde vei merge, pentru că omul a realizat că de preferat să merg după Iisus. Că sunt momente sublime. E un har, e o binecuvântare. Iisus are resurse nelimitate. El este în măsură să facă orice. Toate sunt supuse. Dar Iisus a spus, fii atent aici. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își pleca capul. Slujirea creștină, slujirea lui Iisus, urmarea lui Iisus, dragii mei, s-ar putea să te aducă mai multă sănătate. Mai mulți bani, mai mult confort, mai multă pace, mai multă liniște, mai multă prosperitate. S-ar putea. Dar s-ar putea să nu. S-ar putea să-ți meargă bine sau s-ar putea să nu-ți meargă bine. S-ar putea să trăiești mult sau s-ar putea să trăiești puțin. Știți că unul din apostoli, imediat după înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, a fost decapitat? Și ceilalți nu. E important să ai o motivație corectă. Să știi că slujirea aceasta implică suferință pentru numele Lui. Implică suferință. În al doilea rând, al doilea om, el zice, Doamne, al doilea îi spune Iisus, vino după mine. Și omul zice, i-a răspuns, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Și apoi te voi urma. În al doilea rând, dragii mei, urmarea lui Iisus este o chestie de prioritate. Să ne lămurim asupra priorităților noastre. Când un om alege să urmeze pe Iisus, Iisus este întâiul. Iisus este întâiul. Nu mai există un întâi. Lasă-mă întâi să ce? Și putem adăuga cât vrem noi. Nu există așa ceva. Iisus trebuie să fie întâiul. Prioritatea zero al vieții fiecărui om este Iisus Hristos. Și apoi toate celelalte. S-ar putea să le avem, s-ar putea să nu le avem. S-ar putea să le facem, s-ar putea să nu le facem. Iisus trebuie să fie întâiul. Și ultimul, al treilea, zice, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc, să iau rămas bun de la ei mei. Și Iisus a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uite înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aici este acest test al loialității. Motivație corectă? Prioritate corectă? Și loialitate corectă? Lasă-mă să mă duc la ai mei. Ai tăi? Și eu a cui sunt? Când l-am ales pe Iisus, El este al nostru și noi suntem ai Lui și nu mai există ai mei. El este cel la care trebuie să-i acordăm loialitate maximă. Deci El nu acceptă să-și împartă iubirea și dragostea și loialitatea cu nimeni. El este unic. Aceste lucruri, dragii mei, implică suferințe, implică riscuri, implică un preț, implică un sacrificiu,
Și cine nu-i dispus de așa ceva, Iisus a fost franc și a spus în față, nu este vrednic de mine. Și ultimul lucru pe care îl spun, a-l urma pe Iisus, e cel mai important lucru. Vino după mine, dragii mei, este cel mai răsplătit lucru sub soare. Ca să spun ceva. Viața de pocăință, viața creștină, slujirea creștină, este cea mai răsplătită activitate sub soare. Nu există afacere, nu există investiție, nu există profit în lumea aceasta, nimic decât această răsplată dumnezeiască. Subliniați, vă rog. Viața de credință, viața creștină, nu este muncă patriotică, nu este voluntariat, nu este pe degeaba. Aici absolut totul se plătește. Totul. Dar nu cu măsură omenească, cu măsura lui Dumnezeu. Totul este răsplătit. Dar nu acum. Dar nu aici. Dar nu cu destinul acesta trecător, ci în destinul nostru veșnic, etern, la Dumnezeu. Matei a fost omul care a acceptat chemarea lui Iisus. Și ați vrea să vedeți frumusețea și rezultatul final a acestei chemări. În Apocalipsa 21, în termeni simbolici și metaforici, se vorbește despre instaurarea plenară a împărăției lui Dumnezeu cu moment divin, ceresc. Și acolo spune așa Ioan, am văzut coborându-se din cer cetatea sfântă, noul Ierusalim. Și această clădire eternă și veșnică, spune, avea 12 temelii. Și avea 12 porți de intrare în această slăvită cetate a lui Dumnezeu. Și pe cele 12 temelii și porți erau scris 12 nume. Și pe una din ele era scris Matei. Una din aceste temelii ale împărăției lui Dumnezeu și de aceste porți slăvite de aur, era scris slăvitul nume Matei. Ar putea concepe o răsplată mai mare? Vă întreb, merită Dumnezeu să fie slujit? Merită. Slujirea creștină are o răsplată veșnică. Dumnezeu este în măsură să plătească și un pahar de apă. Și cea mai mică faptă la Dumnezeu, totul se contabilizează și totul se răsplătește cu măsura lui Dumnezeu, după bogăția harului său. Așa că, dragul meu, aceea chemare ți este adresată azi. Tu, vino după mine. Tu vino după mine. Și din momentul acesta să nu te mai intereseze ce se întâmplă în lumea aceasta. Dacă unii se ridică sau cad. Dacă unii o iau în stânga sau în dreapta. Să nu te mai intereseze în ce direcție merge biserica ta, liderii tăi, prietenii tăi, comunitatea de care faci parte. Pe tine te interesează un singur lucru. După Iisus. Unde merge Iisus? Vino după mine. Și cine merge după Iisus, dragii mei, își face cel mai mare favor sufletului lui. Se binecuvintează nu numai pentru viața aceasta, ci mai ales pentru destinul veșnic. Dumnezeu răsplătește pe tot ce are îl caută. Slăvit să fie Dumnezeu! A spus de la început că fiecare moment este un moment în care Iisus, în felul său,
se apropie de oameni și adresează același cuvânt. Tu, vino după mine. Dacă ești elev, dacă ești student, dacă ești femeie, dacă ești bărbat, dacă ești tânăr, dacă ești bătrân, dacă ești pocăit, dacă nu ești pocăit, dacă ești penticostal sau ortodox, nu contează nimic. Un singur lucru contează. Ridică-te și du-te după Iisus. Matei s-a ridicat și a mers după Iisus. Nici măcar nu s-a mai uitat înapoi la vamă. Nici nu s-a mai uitat în sertar să vadă dacă mai are vreun ban sau nu. Nu l-a mai interesat nimic. Un singur lucru de acum a fost important pentru el. Iisus și atât. A început cu Iisus bine, a sfârșit cu Iisus bine și s-a fericit veșnic în prezența eternă a lui Dumnezeu. Și este unul din cei 12 care vor fi numele cele mai slăvite în împărăția lui Dumnezeu. Și tu poți să fii un Matei. Vă rog să aplicați capetele. Doamne Tată Ceresc, suntem în ziua aceasta împreună în acest loc. Îți mulțumim că ne-ai trimis cuvântul Tău și Evanghelia Ta mântuitoare și îți mulțumim că și nouă ne-ai făcut această chemare, vino după mine. Să nu ne intereseze ce se întâmplă în lumea aceasta și ce fac alții, pe noi să ne intereseze un singur lucru, noi să venim după tine. Și ne-ai pus în față un model, un reper spiritual incomparabil, Matei. Doamne, vrem să urmăm exemplul lui. Binecuvintează pe cei care sunt aici, Doamne, și azi, aici și acum au luat hotărârea să te urmeze pe tine și atât. Dă-ne puterea, Doamne, să se ridice, să se desprindă și să facă primii pași pe tine. Să te arunce în brațele tale, să se încreadă pe cuvântul tău, să se biduiască pe promisiunile tale. Te rog să-i primești, cu Duhul Sfânt să-i asist, să-i crești, să-i formezi și să-i folosești în lucrarea ta cu succes. Spre slava ta și gloria ta. Dacă ești aici și vrei să repeți experiența lui Matei și înțelegi că aceste cuvinte ți se adresează în mod personal, vino după mine, te invit să te ridici de pe scaun ca Dumnezeu să vadă decizia ta, hotărârea ta și credința pe care o ai în numele Lui. Te aștept să te ridici în numele Domnului. Cine primește această chemare? Vino după mine. Nu-ți fie greu. Înțelegi că e momentul tău, ziua ta, ceasul tău, clipa aceasta. Am citit în Evanghelie că Iisus a trecut pe lângă vamă. S-ar putea niciodată să nu mai fi trecut pe lângă vama aceea. A fost singura ocazie când a trecut pe lângă vamă. Eu doresc să mai fiu o mâine. S-ar putea să nu mai fiu o mâine. Este astăzi. Iisus încă ne cheamă. Iisus încă ne primește. Te invit, ridică-te în numele Lui și promite-i că îl urmezi pe El și doar pe El până la sfârșit. Cine se ridică? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am să vă spun ceva. Puteți să vă ridicați capetele, ascultați-mă. Și dumneavoastră, duminică, am ținut această predică în biserica noastră. Era acolo o familie adusă de cineva, o familie onorabilă. Bun, ne-am tratat ca și prieteni și la urmă m-am dus să-i salut și respectivul domn a zis, domnule pastor, astăzi dumneavoastră ați vorbit pentru mine.
Da, zic, mă bucur dacă v-am fost de folos, Dumnezeu să o binecuvinteze. Zice, eu sunt Matei. Am crezut că face aluzie la apostol. Zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Își bagă mâna în sân, scoate legitimația, era consilier la primăria Cluj. Zice, uitați-vă aici, numele meu. Matei. Zice, lumea îmi spune Lucian. Zic, dar cer scuze să nu credeți că am vorbit tendențios, că eu n-am știut care vă este numele. Zice, știu. Toată lumea îmi spune Lucian. Dar numele meu, uite-te, în legitimația de la primărie, era scris Matei. Azi ați vorbit pentru mine. Puteți să vă ridicați. Care e numele dumneavoastră? Daniel. Dumnezeu să te facă un Daniel biblic. Un profet al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, pentru acest bărbat merită să ne rugăm lui Dumnezeu. Să cerem sufletul lui de mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă, împărăția lui Dumnezeu se formează cu câte un om odată. A să vă spun ceva, că nu, eu nu de laudă sau... Eu n-am niciun merit în asta. Mulțumesc, vă rog să vă așezați. Am fost lângă, în mulți ani lângă o biserică lângă Dej. Rugășesc. Aproape în fiecare an mergeam la evanghelizare. Odată am vorbit despre umblarea lui Petru pe apă. La urmă am făcut așa o chemare și am spus, cine vrea să fie un Petru? Și s-a ridicat un bărbat, mai tânăr ca mine, și a spus eu. A zis, bun, tu de astăzi ești Petru. Da, zice el, bine. Da, sunt, a zis. Și am mai repetat odată. Dumnezeu să te binecuvinteze să fii Petru. Și el a spus, da, sunt. Și oamenii din biserică au început, dar ce asta-l cheamă? Petru. Din ziua aceea, acel om, și este și azi un om de nădejde acolo în biserică, a rămas lângă Domnul. S-a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit în mod direct. Dragii mei, să nu ignorăm, să nu ne socotim modalitățile în care Dumnezeu cheamă oameni. Dumnezeu să te binecuvinteze, domnul Daniel. Dumnezeu să-ți dea putere, sănătate și să te ajute de azi să-L urmezi pe Iisus atât. Oriunde se va duce, du-te cu El. Orice va cere, fă. Pentru că răsplata este pe măsură. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin.